Mai mulți copii și adulți, proveniți în special din mediul rural, au beneficiat astăzi de consultații și tratamente stomatologice oferite gratuit de o clinică din municipiul Pitești. După oferirea consultațiilor, prin grija sectorului social-filantropic, beneficiarii au primit câte un kit de prevenție și alte daruri. Mă bucur foarte mult pentru că am putut să particip la proiectul Zâmbete Luminoase, pentru că aici au venit pacienți cu situații defavorizate, care în mod normal n-ar fi putut să beneficieze de tratamente care sunt destul de costisitoare, dar noi aici, prin acest proiect, am putut să-i ajutăm, să-i tratăm. Au venit atât adulți cât și copii, în mare parte copii, pentru că ei sunt viitorul nostru. Și mă bucur foarte mult că am putut să-i ajut și să ajungem cumva la sufletul lor și la sufletul nostru. Acțiunea s-a desfășurat sub coordonarea părintelui Andrei Diaconescu, consilier eparhial în cadrul sectorului social-filantropic și de misiune. Proiectul eparhial Zâmbete Luminoase, un proiect de suflet, un proiect vechi al eparhiei noastre, punctează astăzi o nouă etapă, anume aceea de a vizita clinica, o clinică cu oameni inimoși, o clinică care primește cu brațele deschise copiii și adulții cu posibilități materiale reduse pentru a le oferi tratament de specialitate. Acest proiect a început acum câțiva ani în școlile din mediul rural, când vizitam copiii alături de medicii somatologi, le expuneam importanța igienei orale. Atunci ne limitam doar la a le vorbi și a le oferi un cadou însemnând un kit stomatologic, respectiv o pastă de dinți, o periuță de dinți și ceva materiale educaționale. Iată că astăzi deja trecem la pasul următor, anume acela de a le oferi tratament de specialitate. Copiii și adulți au venit astăzi la clinică și pleacă de aici cu zâmbete luminoase, în așa fel încât proiectul să fie nu doar numit Zâmbete Luminoase, ci toți cei ce beneficiază de acest proiect să plece bucuroși acasă. Sectorul social-filantropic și de misiune al Arhiepiscopiei Argeșului și Mușcelului urmează să includă în acest proiect și alte clinici stomatologice care doresc să ofere gratuit tratamente și consultații celor cu posibilități financiare reduse.